Cel care și-a dorit ca după mai bine de 40 de ani o nouă plută să fie lansată la apă este profesorul de istorie Constantin Cojocaru, autorul singurei cărți care descrie în detaliu atât parcursul plutăritului în istorie, cât și cum a evoluat construcția unei plute de-a lungul anilor. Pe anul trecut am reușit să tipăresc o carte strisă de mine despre plutăritul pe Bistrița. Este singura carte, deci nu articol, sau din literatura de specialitate. Cartea a fost foarte bine primită de către specialiști, mă refer la oameni care lucrează în sectorul forestier, în sectorul transporturilor forestiere sau așa, și normal că m-am gândit că ar fi bine să pun și în practică nu numai ceea ce am strâns în carte, să spun și să arăt și cum se proceda, cum erau plutele acum 100 de ani. Sunt într-un fel mândru de treaba asta și este o realizare. La vârsta mea, efectiv, este o aventură, dar sper să se termine bine. Constantin Cojocaru i-a reunit pe cei mai buni plutași, iar în 4 zile a construit pluta. Din Bușteni, de brad, de molid. Da? Și stăiată de misiune 12 metri lungime, așa, ca să fie. La buză are și așa se spune, cum e caladeu, așa la un fel de caladeu acolo, lemnul și așa. Și de 4 metri la țime, la huzură are în jur, așa, de 7 metri, așa, da? Cu 3 cărme, 2 în față și una în spate. Am pus niște târși așa, ca cum pleci la o nuntă, pui la mașini câte steaguri, că așa am pus și noi. Doi brăduți. Doi brăduți, așa să iei o leacă mai frumos. Avem și unul de acolo, facem foc, după ce plecăm, să facem maligă. Plutașii și-au amintit cu nostalgie de vremurile când Bistrița era împânzită de plute. Plutăritul era, practic, singura metodă prin care buștenii erau transportați din zona de munte chiar până la Galați. Veneau plutele de la Dorna sau de pe afluent, de pe Neadra Broșteni, erau prinse la mal. Chiar acolo în Lunca, da? Și la Mădei, la Poiana Borce, la Lungeni, erau mai multe schele de tranzit. Unii plutași predau plutele dragomanului de schelă și alți plutași le luau și le duceau până la Piatra. De acolo majoritatea plutelor erau demontate, desmembrate și intrau în fabricile de mobilă, de hârtie, de cherestea, care erau foarte, foarte multe în Piatra Neamț sau la Bacău, iar o altă parte mergeau până la Galați. Până la Bacău mergeau ca și aici, la Bacău, fiind apa mult mai mare, se alăturau două plute și mergeau în 2 săptămâni, ajungeau în Galați. După 40 de ani de când nu au mai plutărit, cei 3 însoțiți de un grup de turiști și-au programat să parcurgă 40 de kilometri pe apă. Sieul Barnar, Lunca astăzi și Lunca Poiana Tieiului mâini, în jur la 40-45 de kilometri. În 2 zile. Da. V-ați făcut provizii, v-ați luat făină să faceți mămăligă, am văzut că aveți ceaun. Avem făină, avem brânză, lapte, ouă, facem scrob, facem de toate. La această aventură au luat parte și mai mulți turiști străini invitați aici de ginerele francez al profesorului Constantin Cojocaru. The idea was effectively to use this opportunity to share with some friends this particular moment and with my wife and with the family of my wife. Cu toții au fost nerăbdători ca aventura să înceapă. We expect some fear, we expect some emotion, adventure and maybe not too fast. We expect it would not last 10 hours. How long do we... 2 days. Two days, okay. Înainte de îmbarcare, câteva localnice au cântat cântece pentru plutași spre încântarea turiștilor. Vai săracul de pluta, toată vara plutărește, toată vara plutărește, iarna să și chefuiește, iarna să și chefuiește. Pregătirile fiind gata, pluta a fost lansată la apă prima dată după anul 1968. Călătoria a început de la Barnar și avea să se încheie la Poiana Teiului. Traseul de 40 de kilometri este destul de dificil, dar plutașii, la fel ca și călătorii, sunt dornici de aventură.